Bună dimineața, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Ce gală am avut! Ce gală am avut! Eu vă spun sincer să vă faceți cafeluța și să vă pregătiți pentru că avem o grămadă de lucruri de discutat. În sfârșit, puțină dreptate, să zicem așa, că s-a făcut. Și nu pentru că am avea noi puțină treabă sau ceva treabă cu concurenții Roberta și cu Sebastian, dar credem că, datorită celor întâmplate, aceștia și-au meritat pedeapsa. Mai mult ea, dar implicit și el fiind cu ea, a suportat din pedeapsă. Rămâne de văzut în cele ce urmează să discutăm și să disecăm gala pe care am avut-o ieri. O gală foarte interesantă care s-a lăsat cu discuții, cu descalificări, cu date-uri și cu multe altele, chiar și cu gelozii. Foarte multe avem de discutat, așa că nu mai pierdem timpul cu introducerea aceasta. Apăsați pe butonul de subscribe și trecem la discuțiile. Vedem că emisiunea noastră iubită începe cu Patrick și cu Bianca și cu marea lor supărare, care, ce să vedeți, peste noapte a trecut. A întors-o Patrick al nostru și a gândit-o și și-a dat seama el că nu are rost, bineînțeles, și după ce a dormit bine, acesta nu mai are nimic. Oricum, după toate cele spuse acolo, vreau să spun că mi-au plăcut foarte mult intervențiile lui Gagea, care la un moment dat se auzea acolo pe fundal că ba era vorba de gelozie, ba a fost vorba de mâna destinului, cum că el a ales biletul cu numele Virginiei și a fost și un pic așa tocmai culmea că din două bilete s-o aleagă tocmai pe Virginia. Dar nu este absolut nimic de acuzat lucrul acesta, se putea întâmpla, așa că această gelozie mi se pare că a fost în zadar. Pur și simplu o fiță sau o figură de a domnișoarei Bianca Giurca. Cam atâta pot să spun. Am revăzut și materialele când Anthony vorbea despre Robi și Teodora și gluma aceea făcută în grădină, că el și dacă ar fi trei de Robi, tot i-ar spune Teodorei ce are de spus. Și au zis la el, unul la mână, Teodora nu-și permite glume cu el. Incredibil cât este de instigator acest Anthony și felul în care vorbește mi se pare incredibil. Nu știu de ce l-am văzut pe Robi relaxat, probabil vrea să arate și o altă față a lui, însă Anthony cu atitudinea aceasta afară, vreau să zic, în afara casei, dacă se comportă așa și în afara casei, nu știu pe unde umblă și ce face, dar cu atitudinea aceasta, sincer vă spun că o să-și ia foarte, foarte multe capace. Prin felul în care vorbește el, provoacă foarte mult și instigă foarte mult și lucrul acesta cu siguranță, în decursul vieții lui nu-l va ajuta absolut deloc, așa că ar trebui să-și revizuiască și să corecteze aceste lucruri cât mai repede posibil. Deci m-am săturat și de faza aia cu banii și cât de bine o duce el și faza cu TikTok-ul și toate astea și toate celelalte. Este incredibil. Băi, indiferent că are băiatul sau că nu are, are doar 21 de ani. De acum înainte are tot timpul din lume să facă bani. Mulți dintre noi nu am avut bani la 21 de ani și nu este asta o problemă. Dar asta nu înseamnă că el trebuie să se laude tot timpul că cât de bine o duce el și cum face el și pe unde umbla de el și toate astea. Dacă TikTok-ul se închide, după aia va trebui să meargă la muncă și nu va fi tot una. Și oricum, în discuția aceea cu Teodora, atunci când s-a discutat, eu am înțeles cu totul și cu totul altceva. Că ar fi vorba nu despre bani, ci despre ceva ce nu se poate discuta deloc la televizor. Și de aceea Teodora întotdeauna tot a vrut să închidă subiectul, să închidă subiectul, să spune că l-au discutat deja și că nu are rost să mai vorbească iară, băgând banii în față, dar... Mai departe l-am văzut și pe Robi că și-a exprimat părerea despre Giulia. O consideră pe aceasta o bârfitoare, practic, și o instigatoare și că altceva nu face. O consideră o parșivă și mai ales o consideră și vinovată în scandalul dintre Roberta și Virginia. Acesta spune că a dus bârfa și probabil a și înflorit, pentru că noi n-avem de unde să știm ce a spus ea acolo. Iar răspunsul Giulia a fost altul, că vezi, vai doamne, el nu a fost prezent. Dar la întrebarea lor că ce i-a spus ea Robertei, știe? Și i-a spus că da, știe, i-a spus ceva în regulă. Dar cine a jignit prima și cine a sărit la bătaie și cum a fost situația, nu mai știe, că nu își amintește. Își amintește doar că ea i-a spus ceva ok Robertei la baie și de acolo nu trebuia să degenereze absolut nimic. Ideea este că Giulia își amintește numai ce vrea ea și când vrea ea.
Mergem mai departe puțin tot în subiectul acesta și vedem cum Sebastian a atacat-o pe Virginia de fiecare dată când aceasta a deschis subiectul cu scandalul de la baie, spunând că aceasta caută validare, caută să se victimizeze și să redeschide subiectul pentru a mai câștiga și ea un cec, a mai face pe victima și toate astea. Dar nu prea a mers cu Virginia pentru că aceasta a ripostat imediat, vorbind direct cu Roberta, întrebând-o pe aceasta că, practic, ce căuta mâna ta pe mine? Și mai mult aflăm de la aceasta că pe toată perioada scandalului o coordonatoare a fost acolo alături de ele. De aceea doamna Andreea nu a intervenit absolut deloc și nu a corectat-o pe aceasta în ceea ce a spus. Iar după am aflat că a venit chiar și o producătoare a emisiunii acolo între ele. Deci nici de cum nu a fost lăsat de interpretat că ar fi fost altceva. Oricum, doamna Andreea a fost în gardă și deja a dat de înțeles aceasta cine a fost vinovată acolo. A spus clar, prima care a jignit și prima care a ridicat mâna a fost Roberta. Era normal dacă o coordonatoare era acolo să se știe cine a fost de vină. Cât tupeu pe Roberta să ceară dovezi, iar mai apoi să arunce cu sonul și să iasă. După ce aceștia au ieșit din platou și stăteau acolo în spate și se auzeau niște zgomote, a venit și gata. Așa a trătit o glumă așa cum numai el știe. Se auzeau zgomote de acolo din spate, așa că acestuia a venit să spună că oare ce face acum, îl bate pe Sebastian, bineînțeles făcând aluzie la felul în care a gestionat situația de la vestiar de acolo Roberta, adică că aceasta a sărit la bătaie. Oricum a fost foarte, foarte comic Gagea cu gluma lui și chiar dacă poate a fost un pic răutăcioasă pentru cei doi, s-a potrivit. Of, 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 cât de frumos ne-au prezentat cei din staff materialele dintre Bianca și Patrick. Cum au călcat aceștia pedala de accelerație? Am revăzut și noi marele sărut de început, sub pretextul că vezi, vai doamne, în caz că vine băiat nou, aceasta să fie întabulată. De aia a dat Patrick ștampila ca să fie sigur. Ce aiure a fost și motivul acela sau momentul acela de gelozie al Biancăi, vai doamne, entuziasmul lui Patrick sau faptul că era zâmbăreț a fost problema. Trebuia să plângă săracul. Am văzut și refuzul pupicului, vezi tu doamne, sub pretextul că acesta era murdar la gură. Mi se pare incredibil și mi se pare că l-a înjosit acolo puțin pe pătricuța al nostru, așa cum face ea cu glumă sau cu nu știu ce, a fost o înjoseală din punctul meu de vedere. Și de ce a fost lucrul acesta? Pentru că a refuzat să-l pupe spunând că este murdar de spaghete, dar după aceea a balotat toate spaghetele de parcă îi le fura cineva. Am văzut și o mare mărturisire din partea lui Patrick. Acesta a mărturisit că este îndrăgostit de Bianca. Lucru care mi se pare incredibil. Ba mai mult, i-a și garantat acesteia că el nu se uită în alte părți și că nu există altcineva pentru el. Nu are ochi pentru altcineva. Practic, i-a predat acolo o garanție în față. A avut Robert dreptate când a spus că Patrick, cu ceea ce simte față de Bianca, este la cu totul un alt nivel. Acolo sunt sentimente. Însă, mi se pare că pentru Patrick nu va fi tocmai ok dacă trebuie să facă astfel de declarații ca Biencuța să fie liniștită și să fie bine. Acesta spune că n-a mai avut sentimente pentru nimeni altcineva și că simte doar pentru ea. Și atunci pentru Virginia ce avea? Ce erau acelea? Dacă nu a fost absolut nimic. Totuși eu nu îl văd atât de bine într-o relație de lungă durată cu Bianca. Așa văd eu. Măi, am văzut un comentariu, am citit un comentariu de la cineva, că mă opresc acum puțin din practic ceea ce mi-am pregătit eu să spun și intervin cu chestia asta, în care spunea cineva acolo că sezonul trecut pentru un favorit al staff-ului, adică pentru Bianca Mândru, s-a adus o persoană foarte, foarte îndrăgostită de ea de afară. Adică s-a adus pe Ionuț. Și știm foarte bine că aceasta a fost o favorită a staff-ului pentru că în momentul de față lucrează la Canal D. Iar sezonul acesta îl avem pe Patrick, care știm foarte bine că și el este favorit al staff-ului. Nu l-ar fi adus din sezonul 2 în sezonul 3 atunci, după ce acesta i-a lăsat cu gura căscată, plecând după Nona, atunci când probabil producea destul de ok pentru emisiune. După cum spunea și el în mesajele acelea, că Patrick produce. Să fie o scenă repetitivă a staff-ului, cumva asta face parte din program, de aia a fost adusă Bianca deja gata, îndrăgostită?
Mergem mai departe și vedem că lui Gage aia cam trecut supărarea pe Alexandra. După ce au revăzut materialele împreună cei doi, se pare că acesta a revenit la sentimente mai bune. Însă orice s-ar întâmpla acolo, oricât ar încerca, orice ar face, ciorba reîncălzită, tot ciorba reîncălzită este și tot cu gustul acela amar rămâne, mai ales dacă e de mai multe zile sau cum e la ei de ani, de încercări, de toate cele și așa mai departe. Aflăm că întotdeauna el a fost cel care a pus punct și Alexandra a fost cea care a luptat pentru relația lor și încă ar mai fi dispusă să lupte. Probabil cei doi vor reveni la sentimente mai bune, după aceea iarăși vor da seama că nu pot face nimic, după aceea iară vor încerca și tot așa până la sfârșitul sezonului, asta dacă nu cumva Gagea și Virginia ne vor face o surpriză strategică acum pe final. Vedem că unii concurenți din casă spun că Gagea este montat de către cineva din online. Tot se discută, până când acesta la un moment dat recunoaște că el se uită și ia tot ce este de folos de acolo. Și de către cine este acesta acuzat la un moment dat? De către Sebastian. Hai să nu uităm cât stătea Sebastian pe live-urile vlogăriței puricilor și cât mai comenta el acolo. Și nu este nicio problemă să faci chestia asta, dar se vede unde au ajuns cei doi. Gagea, care se pare că a evoluat și se vede o creștere în atitudinea lui și în comportamentul lui în emisiune, în special în ceea ce scoate pe gură, iar Sebastian cu Roberta, unde au ajuns datorită live-urilor și ceea ce au folosit de pe live-urile respective? Amândoi de mânuță plecând acasă pe ușa din dos cu cine știe ce clauze și chestii și alte probleme pe care aceștia le vor avea după emisiune. Frumos! Deci vreau să vă spun că mi-a plăcut foarte mult cum Virginia l-a pus la punct pe Anthony. Acesta a încercat să explice ceva folosind vorbele lui Patrick și tot vorbea și tot le întorcea și le ducea pe la Ploiești și le aducea pe la Pitești și toate astea, de nu se înțelegea practic absolut nimic. Acesta spunea foarte multe sau încerca să spună multe, dar în același timp nu spunea absolut nimic. După ce tot a vorbit el, Virginia l-a rugat pe Patrick să spună ce a încercat să spună Anthony, lucru care m-a făcut să mă râd copios în momentul acela și ați văzut că au râs și toți cei din casă, la care Anthony al nostru, bineînțeles, a spus că a folosit 1000 de cuvinte, dar s-a înțeles și așa mai departe și după aceea a început să o atace pe Virginia, acum că aceasta își pregătește discursurile de acasă și ceea ce să spună și toate astea. Și lucrul acesta, și dacă ar fi adevărat, nu este rău absolut deloc. Contează ce scos pe gură. Deci vreau să vă spun că revăzând materialele dintre Gagea și Virginia, pot să spun că cei doi arată foarte bine, însă nu văd că s-ar întâmpla ceva serios între ei nici de cum. Cu siguranță Virginia, așa cum este ea, aspiră la cu totul și cu totul altceva. Nu că Gagea nu ar fi un băiat ok, însă cu siguranță aceasta își dorește un bărbat mult mai matur, să zic așa, probabil și mai înaintat un pic în vârstă, acolo pe la 28-30 de ani, să zic așa, realizat din punct de vedere financiar și mult mai stabil, atât în viață cât și emoțional. Iar Gagea al nostru, după cum l-am văzut în casă, acesta mai are multe și el de învățat, mai are experiență de câștigat și, bineînțeles, l-am văzut că încă în relație este un pic mai copil așa. Nu că nu s-ar potrivi cei doi vizual, pentru că de fiecare dată când ne vedem împreună, mie pot să spun că impresia asta îmi lasă. Vai, câtă fericire și fericire pe Patrick și Bianca, pentru că cei doi se vor duce la un date. Un date de zi, vă dați seama. Vă spun eu sincer, știți pentru ce sunt date-urile de zi? Pentru cunoaștere. Credeți că mai au cei doi nevoie de cunoaștere? Da, mai au nevoie de cunoaștere pentru că stafful în momentul de față le construiește cunoașterea. Pentru că ei, bineînțeles, au sărit imediat peste anumite etape, pentru că, după cum ne-a spus Patrick al nostru, ei le-au trăit afară, că doar se cunosc de un an jumate, doi. Acum stafful este nevoit să nu sară la dita mai date-urile și la toate cele așa de început, oricum va veni și un date din acela pompos, dar le dă o interacțiune așa de zi ca să-i vadă pe aceștia cum se îndrăgostesc, deși ei sunt îndrăgostiți de foarte, foarte multă vreme. Mare, mare bucurie pe cei doi. Țineți minte când a mai fost vorba și s-a discutat despre date? Aceasta, Bianca a spus că ea vrea un date de o viață cu Patrick. Mergem mai departe și ajungem și la Robi și la Teodora.
Și de ce ascultă Teodora de părinți? Am văzut acolo o grămadă de comentarii că și când vei fi cu soțul în pat, vei avea nevoie de mama ca să te ajute, să vă ajute acolo, să vă țină lumânarea și toate cele. Că Teodora nu va face absolut nimic dacă ascultă de părinți și toate astea. Și o grămadă de comentarii răutăcioase și așa. Băi, nu e un lucru rău dacă fata vrea să asculte de părinții ei. Nu e un lucru rău absolut deloc. Și ei știu și de ce fac lucrul acesta. Pentru că dacă caută momente cu... Dacă caută momente cu Robi în emisiune, îl vede pe acesta în niște ipostaze foarte urâte, când acesta este agresiv verbal și vorbește urât cu femeile. Și probabil nu doresc lucrul acesta pentru fata lor la televizor, mai exact. Și de aceea poate își impun lucrul acesta, să nu o lase pe Teodora liberă. Fac și eu o comparație aici. Când era vorba de Rebecca, că aceasta a plecat la 15 ani cu un arab și n-a ascultat de mamă, n-a ascultat de toate cele, toată lumea a judecat-o, că n-are părinți, că n-are educație. Acum că Teodora ascultă de părinți, este o problemă. Oameni buni, hotărâți-vă. Hotărâți ceea ce doriți. Eu cred că este mult mai bine așa. Și vă spun și de ce ei nu sunt mulțumiți de imaginea Teodorei. Pentru că a venit în emisiune și s-a redeschis subiectul cu Anthony și a povestit că s-au întâlnit, că s-au pupat, poate ceva apartament, poate nu știu ce, nu le-a căzut bine. După aceea a vrut să fie cu Patrick și a rămas cu buza umflată, nu i-a mers. După aceea a avut o interacțiune cu Moldo, s-a pupat cu el și nu i-a mers, nu a fost bine. Acum să fie și cu Robi, cum credeți că privesc părinții lor, cum își privesc ei fata în emisiune, știind că a schimbat 4 bărbați din aceeași emisiune sau că a avut interacțiune cu toți 4? Credeți că le este ok? Nu, nu le este ok absolut deloc, pentru că probabil oamenii au o imagine curată și vor să o păstreze. Bineînțeles, e logic. Deci, de ce am avut parte, dragilor? Doamne ferește! Am văzut-o pe doamna Andreea, după ce a apostrofat pe Roberta și pe Sebastian, că nu se face așa ceva cu ecusanele și cu toate astea, că ei tot ceea ce fac, fac pentru oameni. Că ei vin aici și fac munca asta pentru oameni. În sfârșit contează și telespectatorul. Mi se pare incredibil lucrul acesta. Și ce pot să spun? Felicitări! Păi, când cezarul merită, trebuie să dai cezarului ce al cezarului, nu ai ce face. Și am văzut-o și pe Roberta după, cu scuze, că ei pare rău, că frustrarea a făcut să facă lucrurile acestea, că ea a vrut să-și ceară scuze de la toată lumea, de la Virginia, de la toți, de la staff, de la prezentatoare și așa mai departe. Dar stau și mă gândesc de ce a trebuit să facă lucrul acesta doar acum în gală. A avut timp la dispoziție o săptămână. Scandalul s-a petrecut sâmbăta trecută, așa că a avut timp mai mult de 7 zile să facă lucrul acesta, dar nu a făcut, doar a acuzat. L-am văzut și pe Sebastian și asumarea acestuia. Acesta plângea, cred, mai mult din cauza clauzelor contractuale cu care îl înștiințase moderatoarea emisiunii. Cu siguranță acesta era oful lui și nu faptul că Roberta a greșit și că din cauza ei trebuie să plece. Oricum s-a văzut pe Sebastian că el nici de cum nu ar fi vrut să părăsească această emisiune și s-a văzut sincer așa în ochii lui și pe fața lui și pe felul în care a oftat că îi pare foarte, foarte rău că practic a ales această cale. Însă, cu clauzele astea și cu toate cele, sunt 100% sigur că cei doi și cu stafful au fost înțeleși din spate că practic așa să fie deznodământul. Sebastian să accepte, parcă și doamna Andreea l-a trimis să accepte clauzele alea, parcă cumva el le împunea, și cei doi să plece acasă împreună. Oricum, vă spun eu sincer că mare vrăjeală și cu ecusonul ăsta, dar vrăjeală din cale afară. Auzi, vai doamne, că ei aveau alte planuri pentru gală, dar datorită fazei că ecusonul au trebuit să ia altă decizie pentru că este un reality show. Contează foarte mult că-ți arunci ecusonul? Atunci de ce nu a rămas Aisa în emisiune până la sfârșitul emisiunii? După ce și-a pus ecusonul jos. Radu, din sezonul 1 și sezonul 2, de ce a fost câștigătorul emisiunii după ce a trântit ecusonul de masă în grădină și a ieșit afară fără să ceară la cameră? Stau și eu și mă întreb, Giulia, în urmă cu câteva săptămâni, de ce nu a fost eliminată și descalificată dacă a fost faza cu ecusonul? Bineînțeles că acesta a fost un pretext, dragilor, și eu vă spun 100% că așa a fost un pretext, pentru că nu pot să dea la televizor că a avut loc o bătaie în vestiar și din cauza aceea se descalifică.
califică. Pentru că vă spun sincer ce se întâmpla. CNA-ul le bătea la ușă. Cum adică se întâmplă așa ceva într-un mediu controlat? Oricum, că tot am zis mai înainte de Sebastian că nu voia să plece și că lui îi plăcea în emisiune, nici Roberta nu voia să plece. Acum, în ultimul ceas, bineînțeles că a zis și ea că vai, că oricum voiam să plec și așa, știind că era presată și știind că va fi descalificat oricum. Dacă chiar voia să plece din emisiune, aceasta putea să-și ceară stop vot oricând și să plece frumos așa, cu demnitate și nu pe ușa din dos, bineînțeles. Iar faza cu voturile concurenților a fost o vrăjală totală. Bineînțeles, făcută și pentru materiale, acolo să mai treacă timpul, să fie materiale și să vedem noi cine votează și cum votează. Și mai ales să vadă Roberta și Sebastian câți prieteni au acolo în casă sau câte persoane care aveau interes în privința lor și câți dușmani au acolo în casă. Practic, pentru lucrul acesta a fost făcută toată votarea aceea. Oricum, decizia era luată deja. Oricum, dragilor, mi s-a părut foarte interesant și ultimul vot. L-au ales pe Gagea, care se știe foarte bine că nu avea o relație foarte bună cu Roberta și cu Sebastian. L-au ales pe acesta să decidă soarta lor. Și bineînțeles că acesta avea un răspuns negativ referitor la rămânerea lor în casă. De ce au făcut lucrul acesta? Bineînțeles ca să creeze discuții și ca acesta să încaseze după. L-au aruncat practic în gura lupului. De ce nu l-au pus să spună înainte și practic spre sfârșit să pună pe cineva care le dădea un răspuns pozitiv, adică să rămână în casă. Uite, de aceea s-au creat și discuții în ziua de astăzi, după cum am văzut și în promo, că acesta este luat la rost de nimeni altul decât de Anthony pentru lucrul acesta. Oricum, mi-a plăcut practic line-ul, propoziția lui Gagea. Pe mâna ta ai venit, pe mâna mea ai plecat, dându-le un răspuns așa frumos. Și bineînțeles, în ziua de astăzi, după ce am văzut și în promo, o să avem din nou parte și o să fim obligați să vedem din nou, să asistăm la aroganțele lui Anthony, ca aproape în fiecare zi în ultima vreme. Cred că și acesta ar trebui să îi urmeze pe Sebastian și pe Roberta cât de curând, pentru că deja fură curent, folosind vorba lui Sebastian. Dragilor, uite că am ajuns și la sfârșitul vlogului. Un vlog destul de lung oricum, a fost o gală destul de interesantă. Am înțeles că mulți dintre voi ați sărbătorit și mulți acolo pe online și în comentarii am văzut că s-au activat și aici mă refer la cei care i-au susținut pe aceștia, cerând acum dreptate și pentru faza cu Robi și cu Aleina. Acum nu este despre Robi și despre Aleina și despre Virginia și ce s-a întâmplat atunci, a fost despre Roberta și Sebastian. Și dragilor, pot să vă spun că în cazul Robertei și a lui Sebastian s-au luat deciziile corecte. De aceea vă rog și pe voi să-mi lăsați părerea voastră acolo în comentarii, să-mi spuneți cum v-a părut gala aceasta, ce v-a plăcut de la gala, ce nu v-a plăcut. Vreau să vă spun că mie mi-a plăcut pe alocuri glumele lui Gagea, Virginia a mai avut câteva acolo, mi-a plăcut și că s-a făcut dreptate, mi-a plăcut că doamna moderatoare a ținut să puncteze din nou că multe lucruri se vor schimba și că cine va mai greși va fi pedepsit și sper să se și întâmple lucrul acesta de acum înainte. Să-mi lăsați părerea voastră acolo în comentarii și despre lucrurile acestea, dar și despre ce v-a plăcut vouă sau v-a atras atenția. Și bineînțeles, dacă ați ajuns până aici cu mine, știți foarte bine, să apăsați pe butonașul de like, pe subscribe, să mă ajutați cu distribuirea vlogului, să mi le distribuie și mine și mie cineva, nu numai la alții și atâta tot. Vă pup și vă îmbrățișez și vă mulțumesc pentru vizionare.